Un accident rutier s-a petrecut luni dimineață la intersecția străzilor Baba Novac și Merișorului din municipiul Constanța. Implicate au fost două autoturisme. Impactul a avut loc din cauza unui tânăr care a considerat că regulile de circulație sunt făcute să fie încălcate. Acesta a intrat în depășirea unei coloane de mașini care s-a format din cauza unui autoturism ce vira la stânga. Băiatul nu a mai apucat să frâneze și a intrat în plin în autoturismul care se angajase în schimbarea direcției de mers. Nu am. Am oprit acolo, m-am uitat în față la cineva, m-am asigurat în față și a venit din spate. A depășit coloana, nu știu cum... A intrat în depășire și, pur și simplu, nu s-a asigurat din spate și s-a luat. Era depășire mai mare, La fața locului a ajuns și un echipaj al serviciului SMURD și un echipaj al poliției rutiere. Din fericire, niciunul dintre șoferi nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Intersecția străzilor Baba Novac cu strada Merișor a avut loc o tamponare fără victime omenești. Din primele cercetări este faptul că un autoturism a intrat în depășire fără să se asigure, în momentul în care a intrat în coliziune ușoară cu celălalt autoturism care se pregătea să schimbe direcția de mers. Au fost testați? Conducătorii auto au fost testați, rezultatul fiind zero. După ce polițiștii le-au explicat ce opțiuni au, cei doi șoferi au decis să rezolve situația pe cale amiabilă. Șoferul care se face vinovat pentru producerea accidentului va trebui să răspundă și pentru daunele pe care asigurarea nu le acoperă.